Din 4 februarie intră în vigoare noile tarife și tipuri de servicii oferite de Autoritatea Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară și oficiile sale din teritoriu. Pe acest segment sunt mai multe noutăți. Există posibilitatea ca extrasele de carte funciară să poată fi furnizate în continuare prin site-ul e-payment al agenției în format electronic cu un tarif de 20 de lei, dar există și posibilitatea ca extrasele de carte funciară să fie eliberate la ghișeele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, de această dată pe loc, în situația în care există în format electronic și nu peste 3 zile cum era până acum, dar cu un tarif de 25 de lei față de 20 de lei cum era până acum. Cu alte cuvinte, crește prețul cu 5 lei, dar se câștigă în operativitate. În cazul solicitării unor copii din dosarele existente în arhivele OCPI, se percepe un preț unic de 25 de lei per dosar. Până acum a fost 5 lei fila. O altă modificare se referă la achitarea tarifului prin virament. Acum va fi valabilă doar pentru luna în curs și pentru luna următoare achitării tarifului. Dacă până acum, în cazul solicitării completărilor, se lua în considerare termenul de 10 zile de la data înștiințării topografului autorizat, de această dată termenul curge de la data afișării pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Și acest lucru are și o explicație foarte corectă, având în vedere că mulți dintre colegii noștri știau că au probleme cu lucrările, nu se prezentau să-și ridice referatul de completare și atunci rămânea ca lucrarea să fie rezolvată cu o perioadă foarte mare de întârziare. Lista este mai lungă, însă șeful Oficiului de Cadastru a dorit să aducă în atenție faptul că maramureșenii beneficiază și de unele scutiri din acest an. Cele mai importante scutiri de la plata tarifelor sunt în ceea ce vizează întăbularea oricărui titlu de proprietate care vizează terenuri agricole sau forestiere situate în extravilan, avizarea tuturor planurilor de situație necesare pentru studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, a lucrărilor de intervenții realizate pentru unitățile administrative teritoriale și pentru alte instituții de stat, ministere, cât și în favoarea statului, întăbularea patrimoniului statului, a unităților administrative teritoriale și a altor instituții de stat, iarăși se va realiza fără niciun cost suplimentar. Serviciile de cadastru, cât și cele de furnizare de rompos, respectiv emiterea semnalelor necesare funcționării GPS-urilor pentru instituțiile de învățământ superior, vor fi gratuite.